Ceaușescu are 17 ani și cântă muzică populară încă de pe vremea când mergea la grădiniță. A participat la numeroase festivaluri unde a prezentat prin cântec viața și obiceiurile gorjenilor. La festivalul pe fir de baladă am luat locul 3. La Sălaj, Someș, cântecele mele am luat locul 1. Nu sunt singurele diplome obținute de Alexandra, ci doar cele mai importante. Tânăra are o ambiție de fier, muncește mult pentru a urma exemplul lui Robert Târnăveanu, unul dintre artiștii ei preferați. Este susținută de toți cei dragi, familie, prieteni și colegi. Prin alegerea făcută, Maria a adus multă bucurie în sufletele părinților ei. Ce ați simțit când ați văzut o primă dată când sunt pe o scenă? O mare bucurie și vă dați seama, o satisfacție super încântată de calea ei ce a ales ca să meargă pe acest drum. Un alt tânăr talent din localitatea Novaci este Alexandra Giurcă. Alexandra este mândră că a avut șansa să cânte pentru românii din mai multe colțuri ale țării, dar și din străinătate. Am fost și în Cehia, într-un turneu de o săptămână în care am cântat și am participat la multe spectacole și festivale în Târgu Jiu și în Cluj. Cele două tinere sunt eleve ale liceului Constantin Săvoiu din Târgu Jiu.